primul rând mă face fericit zâmbetul copilului meu. Zâmbetul fetiței mele mă face cel mai fericit. Pentru că este cel mai inocent lucru, zâmbetul unui copil. Bună, eu sunt Elena. Vreau să te cunosc. Bună, Elena. Eu sunt Broșii, așa cum spun toată lumea. Ce faci? Cu ce te ocupi? Mă ocup momentan cu o parte administrativă la un club de rugby, unde vrem să ajutăm atât copiii cât și jucătorii consacrați. Spune-mi despre cea mai fericită zi de când lucrezi aici. Au fost multe. Una dintre ele a fost la prima ediție în care am organizat o competiție pentru copii care nu au auzit până atunci de ceea ce înseamnă rugby. Copii așa ca mine? Exact. Copii ca tine, copii din clasele 1-4. Le-a făcut plăcere să fie într-o competiție. Chiar dacă la sfârșit unii trebuie să câștige, alții trebuie să piardă, ca și în oricare competiție, dar per total toată lumea a fost foarte fericită și asta ne-a făcut pe noi foarte fericiți. Iar pentru aceasta, după prima ediție, am făcut și a doua și a treia. Mă bucur că am ajuns în postura aceasta pentru că putem să îi învățăm și pe ceilalți ceea ce înseamnă sport, putem învăța copiii ceea ce înseamnă mișcare și să le aducem un zâmbet pe buze. Și Profi susține copiii prin campania Te costă 0 lei să ajuți un copil. Îmi poți spune mai multe? Acei oameni care își fac cumpărăturile la Profi, prin bunăvoința lor, pot să scaneze bonul de cumpărături la InfoKiosk, iar acei bănuți care i-au cheltuit ei pentru cumpărăturile lor zilnice, se vor aduna în puncte către clubul nostru, către ONG-ul nostru, să sperăm, și în acest fel vom reuși să ajutăm cât mai mulți copii.